Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de Daisy alături de Loris, Rares și nou prieten, Radu! Bă, dar nu e nou prieten, noi îl cunoaștem. Da, bă, un nou prieten care până acum nu mai a apărut în videoclip. Da. Bă, bă, tu l-ați pierdut în pizdă! Băi! Băi, ușor, că nu, în videoclipuri nu luăm așa. Numai eu am voie să vorbesc interesant, ai înțeles? Bă, da, cadou serios, de o singură casă! Una și nu are nimic ca ea. Bă, Andrei, serios? Eu m-am player cu tine. Ce? Uită-te cât ce-s. Acum. Putufu. Nu, căutăm altul atunci. Nu, lasă pe ăsta. Haide, Lori, scoate-ți SKS-ul și... SKS-ul. Ma, da, doi player! Clar. Am zis trei, mă. Nu. Mă rog, sunt vreo 7 ca înainte. Bă, hai alt server, frate, că putem să ne luăm urât. Și n-am chef să mor acum. Nici. Nici n-am chestii. Nici. Bine, ia și eu, haideți. N-am chestii perfecte. Dacă avem M4, ia. Și am revenit. Please wait. Eu, mă, stresat. În ce am rămas? A, eu în cupola cu sticlă. Eu în clădirea de lângă cupola cu sticlă. Sub scări, știi? Eu la etaj. Noi, eu sunt în aia de lângă, cu pola în spate, în camera aia singuratică. Eu sunt în cupola sub scări acolo. Bă, dar zombii ăștia chiar nu obosesc, nu ne-ați no, dar trebuie să alergi o grămadă, te plictisești. Și era un BMB, bă, cu shotgun și mă spart. Deja nici nu mai poți bag. Dar oricum, mi-o mâina sigur tot, că mi-o tras. Fii bă, dar nu înțeleg, shotgun nu e super prost. Da, știu. Adică... E bun de panică ca să nu mor, dar diruinează e, ca e mult. De panică. Dar ruined-o stai tot dacă îl iei, deci... Da. Îl iei, trage în cineva, ruined, clar. M4 ăla care ruinează cel mai urât. Serios. Radu, ai avut vreodată vreo pușcă? Un pistol sau ceva? Am avut un Firex, un Mosin, fără glonțe. Deci nu știe cum e să tragă. Am dat spawn. Eu sunt prins, a, înseamnă că dau și-o spawn acolo. Și imediat. Și mie mi-a dat, eu sunt camera de jos, să nu vă speriați. Sunt camera îmi pune de Fenex sus. Deci, și iar lor li se subscăr, nu? E lutat oricum. Eu am ieșit eu acum sunt pe... sunt camera de sus. M4. Poaaai. De ce viața? Așa era sub scară. În camera de sus, de lângă asta, de lângă are ce, dăm glanțe, Loris. Te rog, că n-am. Eu am 10. Și nu mai păstra ca să mă vârg, acum eu n-am niciun glonț. Ce dracu. Îți dau, dar oricum dacă găsești în pat, dau și te. Vezi că dau și te. Eu. Am în pat. Dă-mi mie niște glonțe. Dacă găsești Mosin, îmi zice să vă dau long range scope-ul și alea. Andrei, dă-mi glanțele, te rog. Unde? A, care ești, mă, tu? Aha. Stați acum o secundă, vreau frumos, să-mi aranjez și pe aici. E nasol că n-am atașamentele care ar fi trebuit să mi le dea. Băi, sunteți orbi, chiar n-ați văzut încărcătorul ăsta de 30 de glanțe de M4. Eu l-am, e gol. Nici nu pasă prea mult de el. Nu-i gol, mă. A, golește-l tu, că am pac, le văd zero. De-aia l-am lăsat acolo. Loris, mai bine tu caută-ți Mosin să-ți dau long range scope-ul și alea. Cam și compresor și baionetă tot. IPU scope. Am long range scope. Ce întreb eu și ce zice el? Am, am ACOG! Ai ACOG, dă-l. Damage. Ah, fuck. Măcar să dacă merg. Unde ești, Andrei? Aici, eu sunt la roșu. Eu sunt celulă, ha, dă-l să văd cum e. Vă spun dacă o să mor. Dacă nu, aruncă-l tu, că mă duc și eu. Ia mă, stați puțin, să vedem dacă se poate. Vai, arată mai rău ca la Badly Damage. Vai de capul meu cum arată. Îmi pare rău pentru dragul meu ACOG. Vedeți că eu trag, să văd cum merge ACOG, spart. Ei, nu vezi nimic, a nu merge glum. Așa trage, băi, așa trage M4. Da. Eu nu l-am. Eu am auzit două sunete diferite, nu gen și eu am tras. Tu ești ăsta Andrei dat. Vai de capul. Te rog, mă, simt, te rog. Oh, de ce schies? Andrei, cine e sus la etaj? Eu sunt. Unde
mislio da... Eu sunt hangar. Acum am adus... Toate gloanțele de SKS, what the fuck? A, și lor se s-a întâmplat să-i dispară. Poate găsești un ACOG, Glory, sau orice... De fapt, orice scope de M4, că n-am deloc scope, dacă e să-l luăm așa. Nu țin minte unde le-am pus. Că tot un inventar, sau... Mamă, stai că eu n-am găsit durare și tu aveai glonțe de SKS. N-am niciun glonț de SKS. Aveai, mă. Am murit atunci. A, bă. Nu mai știi. Chiar un încărcătoare goale, eu dau split sau cum o fi. Te-am îngrijit că cum îl pun în gheaz, dacă-i prins. Dar spuneți că veniți la un hangar. Eu intru în hangar. Al doilea. A, eu în primul. Ai luat tot din primul? Da. Vreau ăla cu punctuleț. Mi-ar plăcea dacă aș avea un noroc să-l iau și eu. Orice atașament de M4, orice, că n-am nimic pe el. L-am găsit gol așa, aruncat. Frumos. Eu... Na, mă duc. A, uite, hangar, de asta în ce. Damage de era mea, ăsta e... War. A, pristin. Interesant. Păi n-am mâncat, n-am băut nimica și eram hungry, acum nu mai sunt nimic, what? Bă, Andrei, e în urmă cu... Eu acum am vins prin clădire, nu mai trec prin hangare, că știu că ați luat. Mamă, dar ce urât arată, bă, spartă. Fuck, deci nu se înțelege nimica. O țin prin clădire și eu. Ok. Așa. Arată așa de urât. Arată așa de urât cu acogul spart. Bă, și zici că e bad, e de... Mă, deci am escape și n-am glanțe. Păi, e damage. N-are nimeni da. Glanțe de magnum. Bă, dar nu înțeleg, frate. Deci, dacă așa arată la dead damage, cum arată mă la badly damage? Bă, n-are nimeni glanță de man, nu-ți înțeleg. Eu cel puțin n-am. Are cineva CR 75? Nu. Are cineva FNX sau E1911? Am un... Da, am eu. 1911. Nu dai? Că mi-am nicio armă. Da, da. Am glanță pentru el și dai. Ai încărcător cumva? Da. Și chestia nasoală e că atunci fiindcă e spart am lag cu el și se și mișcă de colo-colo. Când îl țin în mână am lag, nu știu ce. Îmi țin pe țintă din cauza spărturii și chestii. Bă, eu îți mulțumim măcar am M4, ce mai contează spărtura. O, Magnum. Vreau că n-am glonț. Vrei un CR 75, Andrei? Nu. Am glanțe. Stai, mai ia 10 glanțe de M4. Oh. Și cui ar trebui roundbox, acum chiar nu-mi trebuie. Mie îmi trebuie, chiar îmi trebuie. Am o grămadă de glanțe de CR 7. Am ieșit. Ok, așteaptă-mă și pe noi puțin. Andrei, așteaptă-mă și pe mine, te rog, protejează-mă și pe mine puțin. Da, te aștept. Eu am dat. Ce reușe? Cine trece, vă lăsa. Ok, și revenim. Devenim din nou cu un din nou server. Un nou server. Și-am revenit. 20 de secunde să fiu și eu live, fiindcă dacă eram cu 20 de secunde în urma ta. 10! Erai cu 25 de secunde înainte mea. Ba, cine? Cine are cască? Eu am albastră. Tu ești Stelloris. Da. Ok. Și tu m-ai speriat. Nu, tu m-ai speriat. Nu, bunicul m-a speriat. Tu m-ai speriat. Nu, tu m-ai speriat. Ma nu, tu m-ai speriat. Eu nu știu unde mă spawnez, s-ar putea să mă spawnez pe scări. A, uite, văd armele, vedeți că s-ar putea să mă spawnez pe scări. Parte sub scări, să știi, deci. A, vă văd pe amândoi. Am X-ray, am X-ray. Oh, fuck, am avut câteva secunde, nu era nimeni aparent sus. Mă duc sus. Bine, vin, Andrei, Doamne, te rog, M4, vai, te rog, M4, deci... O să nu mulțumesc dacă găsesc M4. Bă, nu M4, Mosin, cam long range scope și... Și Mosin, da. Da, Mosin pentru Rareș. Pentru mic. Nu. De ce? Ce? Glanțe de M4, iuhu. Kentuna. Eu sunt hungry, bă. Calioare, și eu. Și n-am Ken Opener. A, eu am... N-am Ken Opener. Bă, cine a deschis? Mi s-a pronunțat deschis și am închis. Nu, Lori, s-a închis-o. Am eu sucuri dacă vă trebuie și mai bine nu stau aici. Can't sardines, am can't sardines și nu am ceea ce... Eu n-am nimic. Can opener, dar am două can't peaches. Deschise? Hai de capul meu ce mă disper. Eu mor de foame, frate. Eu am numai șurubelnița. Cum sunteți? Da-o, da-o. Hungry pe portocaliu. Da-o șurubelnița. Da-te, 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 da-te,
Păi să ies un pic afară. Doris, tu ai luat încărcătorul de M4, nu te-ai luat. Deschideți ce vreți, adică... Doamne, te rog, ies! Ce? Merge. O șurubelniță? Da. Păi știam că merge. Ce știam? Da, am băgat-o la mine în inventare, da. Stai, eu să trag cu un zombie. Să vedem dacă Acogu își face treaba. Da, mai am ceva, da, uite. Chiar și Acogu își pare. Zombiul ăla, mă! Ține! Da, mă, da. Păstrează-o tu. Eu... No, unde? Ce să-i fac, frate? Da, da-te un pic. Stai. Da, nu pot. E nasol. Nici nu-l văd, nici nu-i văd corpul. Rareș, îți trebuie să ție șurubelniță să desfaci chestia. Da. Ia. Bă, s-au făcut ruin după ce ai deschis, nu știam. Bă, încărcător jos, supar. Ce da, l-am văzut și eu. Da, tu ai luat glantele astea 30 și Loris din... Rareș, ia-ți... Aia odată. Rudicu. Deschid doar asta, ai da, asta. Ai luat, Andrei, încărcătorul. Nu. De supat este un încărcător de pistol. Ia să... Nu mai deschis ardine. Pe supatul! Vin unde ești tu să nu uiți. Nu vezi supat, nu ăsta. Așa, ăla, da, din față, da, ăla. Da, ăla. Știu. Da, perfect. Dar nu pot să mă pun așa. Cred că-i de FNX. S-ar putea să fie de amfibia, sau nu știu. Ia stai că zic eu ce e. Stai. Nu e amfibia niciun caz, e FNX sau CR75. Da, asta. Și nu puteți să luați? Mm. Ce prostie. Îi de amfibia. Cum să fie, mă, de amfibia? Ți-am zis, hai că ți-l arăt. L-ai luat? Da. Fai. Dați minune, Dumnezeu, aruncă-l. Uai, de capul meu să ia cineva că... Eu nu văd. Haideți să mergem. Da, că am dat it din greșeală și... Nu mai eu îți peg că sunt hungry pe verde. Deschis sau cum se zice ăla. Mergem? Ce glanțe s-a scris? Nu! Ies de pe server. De ce? Nu pot mânca. Tocmai ai mâncat acum. Da, dar nu mai pot mânca. Ma, uite ce ciung arată M4 fără scope. Nu arată chiar. Vezi ce ciudat arată? Zici că e Uzi. Da, exact, mai de mișto Uzi-ul dacă ar băga. Da, mă, Uzi dacă ar băga, ar fi și mai. Primii au M4, dacă găsim, sau nu o să iei. Cine să ia altcineva? Că eu oricum nu vreau M4. Haide să mergem noi, doi Andrei. O să-ți dau glanțele mele de SKS și așteptați. Da, câte ai? 19. Hai, Andrei, să mergem, te așteptăm la hangar. Uităm, că n-are niciun sens să stăm degeaba. Gang bang boom, Loris este pe drum. Te rog, Doamne, un scop cu punctuleț. Nu-ți mai cer nimic niciodată, ce puțin azi. Poate-ți mai cer dacă mor un M4 sau... SKS să fac. Credeam că e Mosin. Cred că, nu știu, dar s-ar putea să fi să las M4 pentru Mosin, nu știu. Okay. Nu știu, adică, nu sunt sigur dacă o să fac, dar... Cam așa aș vrea, adică gândește-te, am long range scope pentru el și am și compresor pristin, am și long range scope și am și baionetă. Ești bun la sniping cât de cât, că știi când să te ridici să tragi. Da, mă mișc rapid pe tastatură, că de la Minecraft s-a obișnuit. Că cum sunt la Minecraft cu totul 2 și astea, le-am pus exact aici, că astea le accesez foarte ușor. Dar nu știu, încă nu m-am gândesc. Asta ce e aici? Hangard pristin, iar ăsta este... Te rog, dacă stai pristin e super. Ah, fuck, e damage. Al meu este tot damage. După o să-mi schimb hangard-ul. Swap hangar, mamă ce mișto arată. Gang bang boom. Băi, unul cu noi hangar, trag după el acum. Brrr. Alt compresor de Mosin, iasul de mal meu e belly damage. De ăsta e worn. Facem schimb. Aveți grijă? Stați că vreau să trag după zombie. Nu-i nimeni. Vreau eu M4-urile la putere. Unde-i zombiu? La, te rog, că eu am glanțe. Lăsați-mă pe mine. Wow! Cu ce ai tras după el? Unu. Bă! Ce-ai mai? S-a părut că va pe cineva sus ghiozdanul cuiva. Da. Un ghiozdan random, lăsat pe așa. Nu știu, roșu, dar mi s-a părut că am văzut.
Nu știu, mi s-o fi părut. Sper să mi s-o fi părut, că n-am chip acum să mă bat. Eu încarc. Păi unul aici, o să-l împușc acum. Uite, stau cu ținta în gura lui. Și aș clipit câtă mișcare. Câtă șmii. Ok, ok, dacă nu vrei un cadou. Ce cadou? Gata, dă-l, nu mai gata, nu mai zic nimic în viața mea. Bă, unde sunteți? Deci vrei cadoul? Da, nu să mă împuști, cadou nu să mă împuști. Mult, mult, mult. Bă. Dar să nu fie ceva de împușcat sau ceva rău. Nu, nu-i rău. Ok, dă. Nici nu vă schinui să veniți nu până... Nu cred! Andrei, de unde ai nebunia asta? Încărcător de 60 de gloanțe. Și nu mi-ai spus! Vă dați da seama, încărcător de 60 de glanțe, încă 30, oaici. Pentru ce? O, sporter și găsisem două încărcătoare de sporter, mă duc să le iau și să-mi iau sporter. Bă, nu mai trageți. Deci gata, bă. Băi, Loris, dă-mi încărcătorul, că ai zis că ai găsit încărcător de 60. Da. Îi dă-mi. O, și-i foarte... A meu, unde-i? A, uite acum, dă-mi-l. Yes! Ce? Am luat atrasă, bipod. Nu merge. Ai, ce porcărie. Da, e pentru M4 la bipod. Ce bipod. Porcărie și pentru Mosin. Mersi, Loris. Care e asta? Okay. Am două încărcători de 60. Un golesc. Dacă nu găsesc M4, m-am... Doar cum nu-mi trebuie două. O să ți le păstrez pentru tine. Dar în caz că nu mai am loc, o să le arunc sau ți-l dau ție să-l iei. Eu golul ăsta de încărcătoare, numai cu unul joc, nu-mi trebuie multe. Alt de ăsta de mult. Ține două, măcar. Ține două, măcar, nu unul, să poți să le schimbi. Da, uite, armă. Ăsta-i Mosin, cred. Ai sporter. Op. Eram așa fericit. Aduc în cealaltă casă. Ce e asta? Cine e în cealaltă casă? Nu noi. Nu, ok. Numai, eu am... A sus? Nu, eu am închis ușa. Ok. Doar luneta da. Între pe la... Știți voi, aia cea mai... Aia cu pulet. Mi-ai aia cu punctul. Cine are porcăria de CR75? Eu. Cine are lanțe pentru porcăria de CR75? Îmi dai, te rog, că am găsit. Da, ai ăsta încărcător pentru el? Salut, Lori. Ameu, e alt ăsta de balis, alt încărcător. Yay! Cristin, oh, mi-am găsit, vedeți că mi-am schimbat ce? Căciula. Nu. Nu bun, unde ești? Am luat, vedeți că era pe aici un încărcător de M4, o săgeată. Yay. Am mai băgat ăștia săgeți, văd, eu urc acum, scări. Ceva sus? M4! Unde e M4? Ok, la mine. Andrei, ei, vreau îngrezi, dacă găsești tu Mosin, îl iei tu, Andrei? Io. Nu iau Mosin. Păi și atunci ceva, țin long range scope-ul degeaba. Nu, ții tu Mosin. Nu, nu mai vreau Mosin, că avem încărcător de 60 de M4. Stați să-mi schimb. Stați să respir, atât vreau să. Nu, mă, nu, stai. Îl băgăm aici și gata, mă, eu sunt negru, sunt gricios. Niga. Ia, du-te și ia-ți încărcătorul de acolo. De unde, mă? Din cupolă. Păi l-am lăsat acolo. Uite, iau încărcător. Iau încărcător de 40 până la lui ăla. L-am aruncat pe cupolă pe acolo. Du-te și ia. Mai vrei glanțe? Sau ți ajung? Care l-ai aruncat, să știi? Ăla de 60. What? Asta mă că eu n-am, stai că l-am păsat eu. Eu nu aici de 40 cu 40 de glanțe. Da, eu l-am aruncat lui Loris. Ce mă? Pe acolo? Eu ți-am aruncat, mă. L-am băgat în... What the... Nu mi... Bă, nu mai am... Nu mai are gloanțe. What? Bă, cine l-a luat? Aia luam 3. Gloanțe, dă-i gloanțele lui... Lori. Ce? Alea, 40 gloanțe. Cărcătorul, erau un... Erau... Uite aici gloanțele. De ce le... Loris, mai vrei niște gloanțe? Încărcător. Ia încărcător de 40, bagă-ți. Așa, gata. Că ăla de 60 la mine. Ia de aici gloanțe, mai vrei? Da. Mai a 30. Deci unde e încărcătorul ăla de 60? La mine, în armă. Mai am, stai să zic, deci am 60, 102, nu, 60, 100, 130. Am 142 de glânțe. Și am dat 70, îți ajung, nu? Mai zici dacă mai vrei, că-ți mai dau din ele. Dar eu n-am luneta deloc, mi-am scos o paia de... N-am găsit-o cu aia default, nici paia default nu am. Mă, ce prost, îți găsesem pantaloni mari și nu mi-am luat.
Băi, Loris, eu n-am nici luneta ta de început. Eu n-am deloc luneta, asta e problema. Dacă îmi găsești unul de ăla cu puncturile, să-mi dai mie, te rog. Că... de, acum, dacă trag, eu pur și simplu văd de M4 atâta. Deci o să-mi fie greu să joc. Bă, dar nici nu e așa, Ariau. Bă, ați auzit? Ați auzit? Oh! SKS. Clar. Ce, mă? Ci... bă, tu n-ai auzit, auzi, ești surd? Nu, n-am auzit nimic. SKS. Eu l-am auzit de 2 sau 3 ori. Uite, auzi? Dă-ți mă mai tare volumul, Loris. Bă, dar e destul de tare. Se aude toată ziua și se aude. S-a auzit. Yes, yes. A, păi n-are șanse contra noastră. Doi cântă. Ai auzit? Hai mă să mergem că e departe. Uite, n-auzi mă. Oh, acum. Eu zic că e în aceeași clădire cu noi. Nu e. S-a auzit prea departe. Eu zic că e cu polă și sniperești. Hai, Loris, tu primul, că tu ai luneta. Dacă vrem, dai mie luneta și mă duc prin luneta. Bă, ce faci? Păi... am uitat eu. Nu e nimic. Auzi? Da, e cu polă, clar. Cu polă. Haideți, mergem. Haideți, Loris, tu noi deci, doi. Hai, acolo. Andrei, vino. Că acum, tu ai ăla. Ăla e tău de depărtare. Stai, mă, că nu poți să... așa. Ce aveți vrei? Grijă. Aveți grijă. De ce ai închis, mă, ușa, că ne trebuie să ieșim? Stai, mă, ai grijă, mă, ușa. Bă, de ce? Bă, perfect. Și te cupo la noi. Și stați acolo, vă rog. A, și eu văd ușa. Bă, nu-i nimic. Dar l-am auzit deja. Păi s-a auzit, da, dar nu... dar nu e aici, înseamnă. Hai pe cupola, haideți cu toții. Stați acolo sus. Hai, mă, Andrei. Acum, gata, am luat un șur. Haideți, pe ăla de pe. Ați auzit? Stai! Haideți, mă, hai, Loris. Uite mai tot, uite, dacă nu e aici, e depărtare. Eu zic că e la hangare pe acolo, haideți. Ca să vedem în ce direcție trage, că dacă trage în coace, s-ar putea să ne observe. Aveți grijă. Uite un zombie, uite un zombie. Deci nu a trecut pe aici, n-a trecut pe aici. E în depărtare, mă. Stai cum uite prin zid. Nu e nimeni sus. Cu polă egal șansa noastră. Da, mă. Să-l învingem, vă rog. Dar eu nu pot să urc de tine, Loris. Păi și eu urc, dar cum vrei să urc? Că te faci jos, nu știu ce. Dă-te, mă, dă-te. Da, prostule, jos. Stai, bă, a tras ăla după noi. Acum, chestia este... nu pot de tine! Da, de mine. De tine nu pot să mă dau în spate. Andrei, stai tu la scări și eu îmi pun acolo. Eu îmi pun acolo și stau pe... care e aici cu... eu, dar nu pot să mă mișc. Stau la scări, că eu nu pot să snipe. Da, exact. Iar eu stau aici. Ah, stai, mă, deci... dă-te, Loris, că dacă vine ăla, n-am cum să-mi pușc. Am acolo, deci dacă e la distanță, pot să trag oarecum. Unde-i, mă, jigosul? Îl văd. Aleargă un zombie pe câmpie, vedeți? Încolo? În direcția spre hangare, în spatele hangarului, aleargă un zombie. Da. Eu văd cu zoom-ul. Acum nu mai văd zombie-ul. Ai grijă la scară tu, Andrei. Nu mai văd nimic, dar am văzut clar. Iar trebuie să fie prin spate, în partea opusă de unde suntem noi. Loris, dacă vezi instant, ne punem pe X și tragem după el amândoi. Dacă fuge e perfect, știi, și să fugă drept. Păi atunci ai mort instant. Dar el nu știe că suntem aici, deci n-are de unde să știe, că n-am tras niciun glonț nimic. Da, exact. Și ar fi bine nici să nu trage. Și e și zombie aici, deci dacă se apropie, imediat îl aleargă. Aici jos îi văd capul la zombie. Unde e zombie? Uite-l mai aici, lângă gardă aici. Ah, undeva. Ok, trebuia doar să-mi explici. Partea bună a lucrurilor... e că nu știu unde suntem și că avem chestia asta. Partea proastă e că nu știu dacă mergea, am văzut mișcare, nu știu dacă mergea plecat de la bază sau venea spre bază. Am văzut un zombie care lerga după cineva. Dar era sigur zombie, asta știu, sigur. Loris, dă-te. Oh, ce perfect văd dacă urcă un tip. Trebuie să ne uităm în toată direcție, cu foarte mare atenție. Ia să văd cum se vedea cocul dacă e să vină cineva. Zic că nu prea poți trage cu acolo. Nu mă, se vede bine cât de cât. Dar am lag când îl țin și ce nasol e. Am lag din cauza că e spart și atunci vine spart speciale făcut. Să nu poți abia să joci în 3 frame-uri ca să te chinui. Ia să văd dacă poți să nimerezi zombiul ăla.
Andrei. Loris, văd că Andrei ne-a părăsit. O să-l împușcă, o să-l împușcă în cap și să zic că nu știm nimic. Andrei, știu că ai revenit. Ce zici, nimerez zombie ăla de pe câmpie cu acolo gâspart? Eu zic să nu tragi, dar mă rog. Da, bă, nu trage chiar. Vreau să văd cum trage Acogu. Am tras o dată doar. Receiving. Da. Nu, no, da, da, bă, fix aici. Asta e cel mai prost loc să te despawnezi. Da. Aici, da. Bă, mie îmi zice player Andrei și nu toți noi... Îmi scrie că e scos din connection, dar eu n-am nicio problemă, nu-mi scrie. Da, eu îmi zice nou message receive. Da, da, click. Partea bună e că nu mi-am consumat glonțul, iuhu! Ce spui? Eu am economisit un glonț, că am tras pe zombie. Fix, am dat nou message receive, deci... Partea bună a lucrurilor. Sper să-mi rămâne. Nu cred. Ce? M-am uitat pe geam și l-am văzut pe ăla. Era dinspre hangare venea. Ne-am spart. Deci dacă mor acum... Dar n-are cum că da, da la toți nou messages. Nu e, n-are cum să moare. Dacă este că ne spawnăm până alt server, ia server cu puțin player. 1, 2. 2 player ora 11. Bine. Da. Dați join. Am dat. Hackers will be banned. Instant, instant o dat. Instant? Si e. Pune-te. Și lui. Pune-te. Și a, și mie. Vedem la mine. La mine. Mi-a dat spawn? Mă vedeți acolo? Da. Eu nu văd. A, gata. Deci serverul ăsta e șmecher. Nu neapărat dacă îți dă spawn instant, înseamnă că e șmecher. 4. Ok. Să-mi scot. Ia să dăm. Nu mi s-a consumat. Uite glanțe de magnum și am magnum. Iuhu. Low demo. Long range. Nu știu dacă să mai țin long range scope, arunc un cer 75 pe aici. Bă, voi stați pe loc? Da, eu cel puțin, da. Și eu. Eu cobor. Eu îmi scot luneta. Aveți grijă? Nu e nimeni casca? Bă, ping prea mare. Și? Te-a scos? Normal. Dar de ce te-a scos? Deci dacă mai scrie că e ping prea mare și... mă scoate... Andrei, te știu. Așteptați că dau spawn în 30 de secunde. Încărcător de ai. Fuck, încărcătoare de M4 goale. Firar. S-ar putea să fie cineva pe aici pe M4, Andrei, ai grijă. Da. Andrei, ai mare grijă. Dacă puteți sta acolo, e perfect. Noi acum intrăm în cealaltă casă. Deci, eu țin... Da, eu sunt în spatele, Andrei. Eu țin ținta, hai, pilotează, căută. Nu pare să fie nimeni. Hai de mai întâi jos. Bă, să-mi spuneți dacă găsiți pantaloni mari. Eu n-am. Ce? Ce? Trebuie să-ți dăm ție? Eu n-am. Hai mă, ce e cu asta? Eu nu mai intru pe serverul ăsta. Mie îmi place serverul ăsta. De ce? Mie nu. Așteaptă să lută. Tot spate. Ce? Hai grijă, Andrei. Nu pare să fie nimeni. Dă-i, de la picior. Ceva chestii? Can opener! Am intrat pe shirt. Can opener, da să-mi deschid chestii. Păi stai că și eu trebuie să-mi deschid. Ok, după aia dăm și mie. Stai la ușă, când am deschid eu. Uite ceva pe jos, ce e. Era un Rasputin plus. Ai grijă, cât îmi deschid și eu chestiile. Wow, știi cât de mult am de deschis? Un spaghetti. Atât, un spaghetti. Că eu și eu sunt hungry pe verde și am decât un spaghetti. Sper măcar să mi se potrească hungry. Ce dracu, mă? Ce? Ba, gorglicer cu sucurile. Adică, în ce trebuie să consum? Să-mi spuneți cum e pe serverul vostru. Porcărie de server cu new spawn. Ți-a dat new spawn pe el? Da. Vezi că s-ar putea să-ți rămână permanent. Da. S-ar putea să... Am zis că s-ar putea. Că așa mi s-a întâmplat mie, am intrat pe un server, new spawn și mi-a rămas permanent. Nu, servere care îți dau new spawn, ne intri pe ele și apoi după aceea ți-l fac la loc. Și servere care îți resetează caracterul. Damage, da. Acum. Am
prea multe chestii și nu știu cum să le aranjez. Ai bandaje? Să-mi dai și mie, că n-am deloc. Da, este, mă scap de niște bandaje. Da. Unde sunt? Doar 4. Doar atât. Mai am încă 3 cu 100%. Mai dă-mi unul. Cam de la first aid kit. Da. Păstrez unul de așa. Bă, spuneți-mi unde sunteți. Deci, dă-mi și mie că n-au până rău. Puteți și eu un pic. Da. Nu. Foaaa. Nu mai intru. De ce? Poate ți-a reseta caracterul degeaba. De tot, doamne, deci că degeaba, de tot, să vezi ce vreau să fac. Eu nu mai intru pe serverul ăsta pentru că am tot de ping prea mare. Pe niciun server n-am. Deci nu știu ce înseamnă ping. Știu că e ceva, dar nu. E un fel de PPS, numai că cu cât e pingul mai mare, îți merge mai prost. Eu cât am pingul? Nu știu. Dai că mă uit, ping 40, 40 ping. A, și eu ping 49. Cât ai la... Eu am cel mai puțin lag de pe server, văd. Eduardor sexy. Eduardo sexy. Ți-ai putea alarma? Dar cam atât pentru acest episod. Dacă vă plăsă... Hai că să-ți mai dau două bandaje ea. Nu străuți, terminăm de lutat baza și apoi tângem episodul. Ok, dar stai... Ok, hai să ne vedem. Cracky crack într-un nou episod de Survival Games, împreună cu Krobovski Andrei. Bă, dar noi am fost... Bă, dar stai că noi n-am fost pe partea cealaltă, întoarce-te. Unde am fost? Partea cealaltă chestie este. O banană și un... IV 4 Starkey... Ah, un sailing bag. Așa. Și cealaltă parte, mă, că nu ești aici. Partea de sus, mă. Ah, ba da. Mă, n-ai fost în partea cealaltă, că era sailing bag și la chestie. Ai grijă, Andreas. Bine, poate ne prinde, poate ne prinde Eduardo sexy. Am fost în asta, nu mai știi. Știu. Poate ne prinde Eduardo sexy. Dă o sexy peste față, ne face Pepsi. Am ești. Bă, gândește ce șmecher ar fi dacă ți-ar rămâne lucrurile și chestiile din inventar așa cum ne-ai lăsat ordonate. Da, sau dacă atunci când ai muri, ți-ar rămâne caracter exact la fel. Adică să nu ți se, să nu pățești nimic ar fi mort. Într-un fel ar fi tare și într-un fel nu. A, încărcător de M4. Păcat că e gol, ca de obicei. Tare nașpa. Surpresor de M4, iuhu. Un surpresor, Andrei. Un surpresor, n-ești gelos, Andrei. Loris, n-ești gelos, e de încărcător. De să-mi iau. Aici. Cu tare, 20, eu am de 30. Păi știți că eu nu mai sunt pe Daisy, mă. Ce te joci? De ce? Ce te joci, mă? Bă, ți-am zis, terminăm de lutat serverul acum, dacă tu am intrat pe el. Și apoi intrăm pe altul. M91 Bayonet. M, nu știu cum, A4, nu știu cum. Ah, ăla-i de Moss din M91. M91, ceva în genul. Atunci e de... Surpresor de muzică. M4. 556, ai rare și 556. Ce ai 556? Surpresor. Da, 556. E surpresor pentru M4. Da, și ai din ăla, dacă ai el aruncă ăsta. Stai, păi da, să-i luăm și da. M4, 556. Da, dă-l să-l văd. Ce e, Pristin? A, e Pristin, păstează-l pentru Loris. Da, acum l-am aruncat pe jos. Da, mă, ia-l. Ia-l, mă. Păi, rare, știu ce că l-ai da, văzut. Da, nu mai am loc. Tu ai spus că l-ai văzut pe jos când de fapt el avea gripe. Nu mă, eu am al meu. Eu am și un surpresor și e pristin, nu știu de al tău. Sau de al lor. Păi și avea pristin. Păi da, bine. Fie. Nu-ți pasă? Ok. Aici sunt pese. Acum dacă trag și te împușc și am surpresorul, o să zic că nu eu. Să-ți întind pe tine, nebunaticule. Nebunaticul de la Braila. Bă, am lag draw, am 5 frame-uri, gata, și-a venit tot. Bă, dar cum era deschisul și la intraier pe aici sunt închise? Oh, eu cred că e vreun Bambi ceva pe aici. Ăștia cu ținta pe capul tău, bă, nebunat. Bambi cu 7, da. Bambi cu M4. Lanță de Mosin. Arunci de M4. A, dă-le. Se mai dai și la Loris, că deja ai făcut. Da.
Nu am foarte mult. 200 de glanțe. 40 am făcut, ce vorbești? 20 de acolo și 20 de acolo. Doar? Da, doar 20, că am mai găsit două, da, am găsit încă două cărcătoare goale. De 4. De 20, de goale. Deci îi dau 20 lui Loris. Am găsit. Loris, tu ai cască de militar. Are. A ta ce-i, Andrei? Pristina. Da, e albastră, Pristina. A, nu-mi plăiați, mă, verde, că e de camuflaj. Cu albastră te vezi așa de... Loris, tu ce ghezdar ai? Mountain backpack, când o să gândesc o nouă. Nu știu. Arăți mai bine așa, Andrei, cu casca asta. Arăți mai militar. Eu cu Rareș ne deosebim, că el... El da. E mai verde. Am eu sunt mai negru, că am și veste și palton negru, el... Are vestă gri și are vestă verde și pardon. Ești negă? Și el are găsit un portocaliu și... Tu ești mai verde ca mine, ai jeans și portocaliu, ai jeans și verde. Dar cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Nu cred! Și ne vedem data viitoare! Pa! Ia mai